Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Orizontul Cunoașterii. Astăzi suntem în deplasare, în locuința maestrului Massimo Piazza, italian de origine, care locuiește în Roma cam de jumătate de an, dar este în România de 6 ani. Da. Și o să vorbim despre terapii vibraționale cu boluri tibetane și gonguri, și diferite alte instrumente, pentru că sunt mai multe pe care o să le vedem în timpul emisiunii, explicația maestrului, și doamna Maria Elisei, care este partenera domnului Massimo, care o să-l ajute să experimentăm tot ceea ce este aici necesar. Deci o să spun câteva cuvinte la început despre această tradiție a bolurilor și gongurilor tibetane, care se numesc tibetane, dar de fapt au fost create în India, în munții Himalaya, folosite acolo la început, cu mult înainte de a trăi Buddha. Deci Buddha a trăit prin anii 560 sau cam așa, 480. Bolurile astea au fost descoperite cu vreo câteva sute de ani înainte. Deci gongurile, deci acel de acolo așa este un gong tibetan care este mare. Da. Este un gong din argint, cred. Nu. Bine, nu putem spune că e tibetano în cazul gongo, pentru că este gongo, în India făcut. Nu, acestea sunt făcute din firma, exemplu, care e în Germania, da, și foarte cunoscute. Acea firma care facea piatti din batterie cu care am sunat Pink Floyd și toate aceste grupuri, da, se numesc Paiste. Chiar că gongo s-a născut în Oriente, dar încă cercetătorii nu știe exact de când... Deci la început au fost construite acolo, acum sunt construite și la noi în Occident. Aceste. Da. Sunt construite și acolo, dar da, aceste pentru să fie folosite pentru terapia vibraționale, din funcție că au o gamă de frecvență respectivă cu care nu știm de folosim, atunci sunt făcute, în acest moment, cele mai apropiate firma care face mai precis această firmă. Da, important este ce se poate face cu aceste boluri și gonguri tibetane. Aceste boluri sunt construite din 7 metale. Dacă vreți să le prezentați dumneavoastră un pic. Da, mulțumesc. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Da, mulțumesc și eu pentru că ați acceptat să faceți emisiunea. Și mă bucur foarte mult pentru că în România nu multe persoane cunosc acest... În Roma nu prea sunt, dar în alte orașe se practică. Da, deci sunt, am văzut și în București. Da, și în atunci, putem spune că, exemplu, acestea sunt făcute din 7 metale, acele care rispettano tradițiile, și ce mai important e che in momento in care le facen, uomini si aducono rugazioni, sau mantra, come si spune in lingua sanscrita. Si ce si intende attunci che quando noi primesc aceste strumentele, ei deja sunt așa plini de frecvențe de rugăciune care le am. Se fie la fel cum dacă eu mă rog lui Dumnezeu și mă rog mereu în continuare cu acest strument va fi plină de aceste frecvențe de rugăciune și nu numai aceste. Deci a spus la prima întâlnire, când ne-am întâlnit, că în timp ce se construiesc aceste instrumente, să le spunem așa, se roagă, cei care se construiesc, se roagă în continuu și se impregnează cu vibrații pozitive. Așa și, acum a devenit un fenomen așa și oportunistic, pentru că în toată lume, mulțumit de web, de internet, poate cunoște mult și atunci
din pandemie, sunt multe firme care deschidono pentru se, cu speranța de avansare acestea. Nu ce, eu, furnitorul cu care lucrez, sunt sigur că ei rispettano tradițiile, dar trebuie să fim attenti, pentru că multe, esempio, nu vreau acum face desprezare, dar esempio, quando alegem un strumento, trebuie să știm de unde se știe că e făcuto bine, che ha qualità, che faccia bene la vibrazione, cioè, sono rispettivi parametri per cui ne potremmo utilizzare. Adunque, a questi noi le folosim in special modo. Pentru ce se folosesc? Da, noi le folosim in special modo pentru se face ceva se numesc massaggio sonoro, ci si pone persone peggiose, ciao pe, per massa di massaggio, se questo ve fie folosita sia come a questo esempio. Se c'è un tempo, il momento per care bolluri se misca un pic, a te c'è distribuire vibrazioni e frequenze per tutto il corpo. Da non è lasciare rigido questo sistema, potremmo folosire... Se puoi fare la distanza, perché l'energia è tua strada. Esatto, ciao, non mai fissa, ad esempio io posso stare a Iccia, și stau aici și numai că de când în când îi dau așa și atunci imediat mă duce oricum în un star în primul rând de relaxare, dar ce se întâmplă în punct de vedere sottile è che vibrazioni si adducono peste tutto il sistema nostro cellulare, cioè atunci aici interviene ceva che c'è il mai appropriato esempio che si può fare è quando vorbim de apa, no? Ce face apa? Noi stiamo che suntem facuti di 75 approssimativamente 70-80% di apa sì. Io credo che proprio tutti stiano che l'acqua è il mai diretto conducatore di corrente elettrica, di che corrente elettrica si faccia prima l'acqua, da non mai a questo, sì, in molte religioni tradizionali con l'acqua si faccia rituali, si faccia, no? Battismo, din, se, da, din cauza că apa are memorie, apa are, exact, are inteligența ei, apa vibrează și așa transmite aceste vibrații. Deci să experimentăm, să vedem cum acționează asupra apei, în primul rând, da, într-un bol. Dacă mi-a permitit, da, eu, da, da. Scuzați un pic, așa. Aici am pregătit aceste vorbiri. Deci, în felul ăsta se vede cum acționează și asupra corpului, văzând cum acționează asupra apei. În momentul în care așa, și nu numai aceste, dar aici intervine și geometria sacra. De exemplu, în momentul în care eu, dacă se vede, de oriunde eu face așa un colpo, se vede foarte clar că se va crea un fel de croce. Vedeți văzut aici? Acestea sunt punti. Asta înseamnă că inteligența cosmică, noi spunem mereu Dumnezeu. Arătați și cum cântă apa, dar toți sunteți cu... Da, 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 da. Avem și... Pentru că apa scoate un sunet atunci când... Avem și boluri care sunt speciali și ne dăm... Și nu e magia, e simplemente, se poate, da, mistico, dar e foarte simplu, apa și, e bine, aici nu intervine voce, dar come se fie un pește, se creează un vacuum, dar sunt boluri care sunt făcute și poate canta așa. Și e minunat, pentru că de obicei oamenii, cineva când auzi acest sunet, le scoate afară un fel de emoțiile și se vindică ceva pe care avea ei în memoria. Asta ne ajută foarte mult. Așa. Dar
să folosesc foarte mult aceste boluri și gonguri la, la meditații și rugăciuni. Da. Persoanele care sunt, care au probleme de sănătate, atunci ele se pot vindeca, nu? Pentru că a spus că aceste vibrații acționează la nivelul celular, la nivelul celulei și acționează în profunzimea celulei și vindecă celula. A spus dumneavoastră. Da. E principiul acest. În primul rând, acum, din fericire, noi toți avem posibilitate prin internet să știm mult. Atunci, acum, fizica cuantică ne ajută mult cum merge principiul de resonanță. Ce se întâmplă? Că, spunem așa, oricum, noi suntem vibrați, mereu. Și așa spune fiecare carte din fiecare religie. La început, creația a fost făcută din sunet, prin sunet, sau cuvinte, sau verbo, cum se spune în limba latină. Atunci, se poate spune că pasul prin spiritul la materia poate să fie sunet. No? Și deja acest principiu ne dă ideea în momentul pe care în materia avem nevoie să fim mai spiritualizzati, cele mai repede strumente pe care ne ajută să ne ridicăm de frecvență e sunet. De acest motiv în monasteri se mereu preotii cantano în continuare pentru că ei știe foarte bine. Și se folosește terapia cu vocale. Ați văzut că întotdeauna ei folosesc vocale. Așa. Așa. Exact. Corect. Deci sunetul primordial om, care se pronunță AUM, prelung așa și cu un sunet de vibrație joasă, grav, are aceeași influență folosind mereu, nu știu, am văzut la o emisiune că folosit de 108 ori, pentru că sunt 108 meridiani în corpul luminesc și atunci are, nu știu, un efect mai puternic. Da, și acest număr e foarte, adică în fiecare religie oricum viene folosit acest număr. Când în religia catolică are ceva așa pentru Madonna Rosario, are 108 de. Și în buddismo tibetano acesta mala e făcută de 108 numere. Da. Pentru că 108 rappresenta un numero importante dal punto di vista spirituale, già che noi stiamo che simbologia, si geometria sacra, colori, sunette, simbologia, geometria sacra interviene mereu împreună, nimica è casuale, no? Da, și, mai important decât faptul că acționează la nivelul celulei, dar acționează și la nivelul ADN-ului. Și putem vindeca în felul acesta amintirile celulare care le avem din copilărie sau poate moștenite de la părinți, de la bunici. Acestea se pot vindeca cu ajutorul acestor terapii vibraționale, nu? Da, sunetul ne ajută foarte mult să fie un accelerator din procesul nostru de a vindeca. Trebuie să știm și ceva la început pentru respective persoane, poate să fie o experiență, spunem, virgolette, neplăcută, dar nu e vorba che se fie neplăcută, è che așa come se poate face, esempio, quando io amo pacaro de apa, si memisco, mordaro care è in apa, si merge pe sus, si așa se întâmplă la noi, dacă io mă duc în biserica și mă rogo, prima parte iese afară e umbrele pe care le am. Și umbrele sunt exact ce... Emoțiile negative. Emoțiile negative și bole nasce mereu din cauza umbre, în primul rând din cauza minte. Da. Acum se poate spune așa, vindecare prin instrumentele e cato mai repede, pentru că aici nu intervine minte egoica. Noi de obicei, din cauza minte egoica, avem făcut cele mai rei problemi in tutta lume de o mil de anni. Aceste strumentele, așa come sono nascuti, si poate spune che strumentele metallice sono cele mai antiche care rappresentano parte sì spirituale, dar sì parte de a vindica. De ce? Pentru che în momentul pe care eu primesc aceste vibrații și frecvențe, tot sistemul meu celular
făcută de apă, care primește informațiile de la vibrație și de la sunet, se va ridica de frecvență, se schimba. De acest motiv, eu, fără că se știu, mi simt mai bine. După aia, dacă eu sunt pregătit, pentru că aici trebuie să știm că mereu e vorba de autovindecare. Eu nimica mi poate vindica dacă eu nu sunt pregătit. Dacă nu crezi. Dacă eu non credo, dacă nu sunt pregătit, dacă nu e momentul meu, fiecare are nivele diferite de conștiință și are momenti diferiti în care poate mai dezvoltare. Și atunci și noi operatori non lucram cu ideea să fie obbligatorio che tu te vindici, pentru che asta è arroganza o pretesa, non lucram se fiem noi strumenti pe care ajutano acelati să se ridicano, se prende coscienza de cât potere mare an, vorbesc de coscienza divina, pe care de obicei noi l'avem soffocata din causa mente egoica. Se poate face esempio cu animali sau cu psicodisabili, mereu ei, in fronte a acestei strumenti, ne aratano minuni pe care ei, mulțumim că non folosesc minte egoica așa come se face noi, atunci ei imediat primesc vibrații, imediat se deschid. Deci aceste persoane cu dizabilități se pot vindeca, nu? Da. Avem multe experiențe directe, dar chiar se poate explica așa, că ei sunt mai sensibili la percepție de vibrație, pentru că non le pone in mente ce nu e, non facendo resistenze, non si oppongono, e atunci vibrazioni si aduce mai dirette. Am cazuri in Italia per care in come si può dire, ospitale dei copii, sa, ci erano copii per care il momento che io mi appropriavo con Kugong, e se ne sbracavano ahi, cioè, se mi ponevano burta, pento a primi mai bene vibrazioni. Dar esempio ahi, c'è un caso di Prietena Maria, a foste donna batrana che aveva problema con vacca, care nu vrea să le dea latte, adică vaca aruncava latte cu picioare. Și am adus acolo cu Gong și cu Jutibos, pe care dopo vă l-o prezento, e am făcut ceva, 20 minute. Acesta vaca, imediat, poți spune tu că este mai direct. Spuneți mai voastră. Da. Ce s-a întâmplat? Vaca imediat a început să comunice, a simțit vibrația imediat. Da. Și comunica, să vedea pe chipul ei cum vrea să-i mulțumească, simțea eliberarea de energia negativă din ea. Și imediat, deci prin urină, asta e primul semn, și la copii, imediat merg la baie, și vaca la fel, după care doamna care a mers, zice, n-am crezut că așa repede se rezolvă problema, n-am crezut că astea poate să rezolve așa problema. Deci pe aceea nu mai răsturnat. Nu mai dat cu piciorul, lăsat laptele de ea, s-a eliberat de ceea ce a primit. Da, da. Energia negativă. De ce se trebuie așa? Prima mi spune, pentru credincioși, Dumnezeu nu e numai o cuvinte, Dumnezeu e peste tot, aici are Dumnezeu, adică momentul pe care noi lucrăm cu strumentele, conștiința cosmica se exprimeze prin strumentele. Și, exemplu, dacă aici sunt 10 uomini, ei, conștiința cosmica localizează fiecare unde trebuie să le aduce frecvență. Asta e minune. Și de acest motivo animali și copii sunt mai repede, pentru că nu au rezistențe. Dar ce se întâmplă la nivelul creierului atunci când acționăm cu aceste instrumente? Deci noi punem în rezonanță cele două emisferii cerebrale, nu? Da. Așa se întâmplă. Da, și intrăm în starea alfa și mai mult, intrăm în starea teta, starea de meditație profundă, ba chiar se poate intra și în delta, nu?
Da, cea mai mică... sunt respective nivele de onde, alfa, teta... Și atunci teta, ajungem teta. La conștiința de dincolo de minte. Deci mintea se oprește și ajungem în stare de meditație profundă. Așa, acestea și sunt... în felul ăsta putem să ne vindecăm, că suntem în starea aia de armonie profundă. Corect. Da. Acestea sunt acele respective nivele de undele cerebrale, pe care fiecare, în funcție de nivel de conștiință care primește prin experiența experiența diretă, adică sunt persoane care simt în imediat autovindicare, procesul de autovindicare așa în stare fizică. Sunt persoane care facem și experiența de călătorie astrale și de vindicare sutile, pentru că se știe acum, mulțumesc de fizica cuantică, că noi folosim numai aproape 5% de creierul conștient. Da? Acelalta parte, unde e? Exact acela parte care corrisponde la Universul. Noi cunoaștem numai 5% de tot ce e în jurul Universul creație. Și unde e vacuum, unde noi crezim că nu are nimica, acolo e conștiința cosmică, acolo e Dumnezeu. La fel ca și mintea subconștientă, care este proporție de 95%. Deci noi nu suntem conștienți de ceea ce avem în mintea. Da. Mintea noastră, care poate să fie și colectivă, pentru că la un anumit nivel, mintea este colectivă. Corect, corect. Da. Și din cauza acestă, ce se întâmplă? Că prin sunete, prin vibrație, mintea egoică noastră se face, se relaxă, spontană. Adică, dacă eu face așa... stiamo attenti, noi sicur che già ne avem rilassato cumva. Se adunce in punto di vedere inconscio parte mentale egoica nostra, si adunce l'inestita. Se a colo potete intervenire coscienza cosmica, penso che si adunce mai in profondità. Onde si adunce? Onde è coscienza divina. Ci, mi viene in mente maestri, Domino Gesù, ci, altri mari maestri, espone mereu, non cauta colo a colo de adevărul și de răspunsul pentru tutto deja dintr-o tine. Pentru că Dumnezeu este în tine. În tine. Da. Și, dar numai că noi de obicei nu știm de aceste, nu le atingem, pentru că din cauza minte egoică nu le permitim la conștiință să se exprimeze. Noi avem numai ego, eu sunt, eu fac, dar toate acestea trebuie să fie așa, lăsate un lat. Deci se spune că noi ne îmbolnăvim din cauza că avem o lipsă de energie sau energia nu vine în corp, nu intră în corp sau nu circulă pe meridiane. Și atunci noi în felul acesta restabilim curgerea energiei și chiar mărim frecvența ei. Se energizează tot corpul, centri energetici care fiecare, chiar sunt persoane care fac pentru fiecare centru energetic în parte, fac terapii cu sunete în funcție de nota care corespunde centrului energetic respectiv. Dar se spune că nu medicina actuală care este acum vindecă și medicina viitorului o să fie medicina energetică. Așa e. Deci nu o să mai fie vindecări cu medicamente cum sunt acum. Poate numai în cazuri de urgență, nu? Tot o să fie energetic. Da. Și se spune de mult timp acest principiu, că medicina viitorului. Atunci eu cred că deja e acest timp de viitorului. Și se vede foarte clar, pentru că aici intervine altceva. Se știem că la fel instrumente, punem așa, în generalizăm, poate să fie folosit și pentru ceva care se aduce la lumină și pentru ceva care se aduce la umbrele. Dar prima parte a emisiunii pune punct aici, okay. Și o să continuăm după o pauză de publicitate cu experimente practice chiar. Deci o să revenim după pauza de publicitate.
a revenit în partea a doua a emisiunii și o să facem o scurtă prezentare a tuturor instrumentelor care sunt aici. Ați văzut bolurile tibetane, ați văzut gongul și acum urmează să prezentăm. Începem cu cele mai mici care se folosesc la începutul unei ședințe de terapie și la sfârșitul da. Unei ședințe. Deci vă da. Las să prezentați. Aici sunt cimbalii pe care de obicei sunt folosite în momente când meditam, când cântam mantra, dar când se face rituali și inițieri. Da, l-am văzut pe cartole folosind la începutul și sfârșitul unei prezentări. Așa. Da. Și și acesta ne dă sens că începe ceva sau termină ceva. Da. După aceea, avem, dacă Maria m-a ajutat, avem multe instrumente pe care de obicei le folosim, nu tot împreună, dar ei interagiscono. Trebuie să știm că când cineva vine la noi pentru terapia vibrazionale, la 2, la 3 ore, nu mai folosim tot instrumentele, pentru că dopo noi ne aducem mai în profunzime, nu mai cu gong. Da. Deci a început să folosesc celulare. Da, pentru că pregătim persoane la rispettivo calatorie pe care nu poate să fie imediat așa intensive. Și avem multe instrumentele. Auzim. Transmite vibrația de rezonanță. Și avem cochidnea. Asta e foarte puternică. Se folosește pentru coloana vertebrală? Pentru coloana vertebrale. No, nu numai, eu de esempio la folosesc perché che colonna vertebrale è quella più diretta onde si può aiutare cumva con questa vibrazione puternica. La essere forte puternica sì, verrato non mai in secondo ci insegna risonanza dentro gli strumenti. Aici s-a deschis un dialog dintre ei. Și asta e minunat, se întâmplă cu orice instrument. Numai că noi auzim numai acele pe care avem putere să le auzim. Dar cât percepe urechea noastră. Așa. Și avem și acest exemplu vine. Acest exemplu vine folosit în momente pe care o situație schimbă in altra situazione. Adesso ne dà un senso come se fie allarmistica, ma non è così allarmante. Se si è che gli strumenti in biserica che viene usato sì per andare a resboi come clopot, se tra clopot se batte no. Tocca. Sì, ma avem esempio boluri come si può suonare in differenti modalità. Una è questa. Celălalt acesta. Și celălalt acesta. Exemplu aici, nu. Eu nu vreau să moare sunet, încerc să nu moare, pentru că sunet e o entitate care trece în viață. Acesta sunt ceva șamanico, dar poate să fie folosit și un fel de... No? Avem avut aici flauto,
Acestea cochilia mică nu e așa puternic în punctul de vedere de vibrație, dar e puternic în punctul de vedere de sunet. Și acestea vine folosite în India prin rituali, când se căsătoresc persoane, no? Așa. Toate aceste instrumente, interagiscono și mai avem toba șamanica în spatele, pe care, bine, putem arăta ceva, dar de obicei aici trebuie să fim atenti dacă nu e din caz umiditate, poate piele, dar... Este foarte receptiv gong. Da. Dacă eu, când sună gong, mă duc aproape cu acesta, se simte acesta vibrare cu tutta la mano. Da. Oh, și mai avem acesta, l-ho prezentat pe ultimo, dar poate, eu credo se fie cele mai importante in afara de gong. De ce? Pentru că acest strumento sacro, care se numește Jruti Box, Jruti în sanscrito insegna rivelația, are un sens de sunet, de frecvență, care ne aduce imediat pe jos. Și animali, vacile cu acest, am multe video făcute în pagina pe YouTube. Urmează o ședință practică, nu? Da. Adică pentru ca să vadă telespectatorii noștri cum se procedează. Da. Deci se poate și pe masă, de masă se poate și jos, se poate oriunde face. Da. Când vorbim despre boluri, atunci oricum e mai bine că persoana stă jos sau pe masă. Cu gong poate și să stea pe scaun, da. Fără nicio problemă. Da. Așa. În cazul acesta eu folosesc numai boluri. Două, yeah. Nu? Și după depinde de constituirea fizică care a persoana. Și atunci... Aici, de obicei, depinde da tipul de îmbrăcamento. Dar când non se mișcă bolul, atunci se poate să fie ușor și acest. În acest moment nu e așa ușor pentru că se mișcă. Thank you.
așa, și asta, tratamentul, de obicei durează cu aproape de o oră, cum așa. Și atunci, acum, se rămâne în locul, Maria, și se face un pic de terapia, așa, vibrațională prin zunet. Impresionant, sunete foarte profunde și foarte puternice, alternate. Dacă puteți să ne spuneți la ce boli sunt folosite aceste terapii, pentru ce boli? Pentru orice tipuri de boli, pentru că
așa cum spuneam înainte, cu faptul că sunete acele mai directe și apropiate instrumentul de prin, adică dintre spiritul la materia, atunci exemplu, cineva are problema la ginocchio și în momentul pe care sunam gong, ei simte foarte bine și direct aici la ginocchio. Deci fiecare simte unde are probleme, nu? Da, da. Și știm că cele mai parte de ori, adică fiecare problemă vine oricum de la minte, emoțiile negative, sufocate, non deschise și cu timpul se somatizează și devine bolă. Chiar sunt cazuri în unde cu numai ossidență se autovindică persoana. Așa. Și sunt cazuri că asta se întâmplă cu 4-5 sedințe. Din fericire, acum în Italia e un fenomen așa vasto, pentru că acum în Italia sunt mai mult de 500 de operatori. Eu, în noroc că Dumnezeu, am fost primul care a primit în Italia această experiență. Și acum, după câteva anni, se fie recunoscut și în enti, ospitali, associații, pentru că vorbim despre vibrație și de frecvență și medicina alopata, de obicei oricum folosește quando se vorbim de când, de exemplu, cine are cancer, cum se face chemioterapia, oricum folosesc aparati care le trimite un fel de frecvenze. Quando se spunem de magnetoterapia sau orice tipul de terapie are ultrasunete, no? Și adică, numai că în acest caz sunt folosite cu procedura așa naturale, mai mult decât naturale de acesta. Ci se stima, avem vorbit o dată trecută, că antichi în Tibet, Caligaruti și în Egipt, folosesc frecvențe risonante pentru a levita materia. Da, da, da. Da. Atunci, asta înseamnă de cât puternică să fie. Deci, referitor la cum s-au construit piramidele, sunt mulți care spun că nici astăzi nu sunt mijloace așa de puternice ca să ridici un bloc de ala de piatră, dar după cum a fost o explicație, că preoții mari, preoții egipteni, s-așezau de jur împrejur, se concentrau toți asupra unui bloc de ala de piramidă, de piatră, și cu puterea minții și a sunetului, chiar am văzut experiențe și în Tibet, făcând lucrul ăsta cu ajutorul sunetelor, ridicând blocuri de piatră și transportându-le dintr-un loc în altul. Da. Și avem un colega din America care a postat pe YouTube o experiență care a făcut-o ei în timpul che ha fatto silenzio de gong, s-a misurato cu apparato per care aveva persona care aveva bolla de cancer. Și se vede foarte chiar că celula cancerogena în momentul di sedenza de gong, adică încet încet nu mai e așa apartata de acelate cellule, che de obicei face așa, cellula nebunisce, si se aparta și dopo implodese și devine bolla cancer. Deci devine la fel ca și celălalt. Și devine încet încet și se vede foarte chiar che la sfârșită sedenza apparato arătava che cellula de nuovo începea a dialogare cu acelate. Nella forma all'incipito cellula era negra. Așa come Masaru Emoto arata quando face esperienze cu orezo. Și cu orezo. Și cu orezo, da. 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 Și atunci asta della sunete è un dominio forte, forte importante. Se stiamo uomini di questa epoca che con sunete potete fare minoni, ci aiuta, è un fede acceleratore, non mai che prendi in coscienza che è assa.
Deci dacă cu ajutorul vocii omenești și se pot face vindecări prin emiterea vocalelor sau prin... Noi, de obicei se face canto armonico, care vine de la Oriente și de antichi. Nu am vorbit astăzi de ceva care are legătura cu Dacia, dar cu prin Zamolx, aceste preote, era foarte important sunet pentru ei. Atunci canto armonico face așa. Când se face așa, caini în jurul nostru, facem așa, nu știe de unde vine aceste sunete foarte interesante. Și eu nu mi pot considera de fapt un maestru bun când vorbesc de canto armonico, pentru că este maestru bun când face o pratică cele puțin de 10-25 ani. Deci sunt oameni, în aducere pe video, YouTube, care facem minuni cu voce, dar oricine are această putere, numai cum se știe, exact. Și voce ne vindica pe noi, în momentul pe care noi stiem, și quando si face așa, ne vindica pentru că vibrația ne aduce la interior și face esatto come avem arătat-o cu apa. Asta, vocea e cele mai puternice gong, înainte de gong metallico, vocea nostra e cele mai puternice. Quando si stie come se folosiste in equilibrio e armonia, va diveni un potere mare. Da, chiar am văzut și lucrul ăsta la la o emisiune televizată, o persoană care spune că s-a vindecat repetând mantra Om, așa cum am spus, de 108 ori și era într-o stare, era slăbit, nu putea să meargă, nu putea să facă nimic și și-a revenit și a început să facă toate treburile ca de obicei după ce a făcut acest lucru. Deci noi avem această mantră. Noi avem toate instrumentele pe care le trebuie, numai dacă le folosim și ne revenim în armonia, în echilibrio, fără nicio problemă. Dar înainte trebuie să spalăm dintre noi toate le conjecturi pe care din greșeala societate, religia, politica, istoria, tot am făcut cumva un fel de manipolare sutile pe care noi avem frică, nu avem încredere că Dumnezeu e dintre noi. Dar în momentul pe care se exprimează această credință și cu bucurie, cu mare bucurie, așa Dumnezeu ne va arăta puterea care e dintre noi, pentru că oricine de noi are adevărat poate face minuni, numai că suntem în echilibru și în armonie. Trebuie să învățăm lucrul ăsta, cum să fim în armonie, pentru că majoritatea nu știu cum să fie în armonie. Armonie în acest timp e foarte simplu, adică în momentul pe care tu treci în viață și nu faci rei pe nimeni, acolo tu nici va fi... Exact. Noi avem poveste de bunici care au trecut 100 de ani, care erau foarte buni și după ne aduce în aminte că niciodată am fost rei cu cineva sau se certavano și asta ne aduce bine și la noi și vicinii noștri. Dar emisiunea noastră s-a terminat, timpul a expirat. Mulțumesc maestrului Massimo. Eu vă mulțumesc pentru... Și o să dați adresa de mail ca să o postez, să vadă telespectatorii noștri cum vă pot contacta. Da. Mulțumesc telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit și vă așteptăm și la alte emisiuni interesante. Până atunci vă urăm sănătate și numai bine. La revedere! Mulțumesc! La revedere!